După ce s-au pregătit intens timp de mai multe săptămâni, elevii școlii din comuna Putineiu au organizat serbarea de sfârșit de an cum nu se putea mai bine. De față au fost părinți, bunici, dascăli, primarul localității Gheorghe Breazu și invitatul special, deputatul de Giurgiu Nicolae Florian. Primii care s-au prezentat în fața asistenței au fost bobocii școlii, care cu emoții în glas au recitat și au cântat cum au știut ei mai bine. Mai bine jucării, că sunt mai dragi pentru copii. Are sacul ca greoi, moșule, bine veni la noi! Nici colegilor mai mari nu s-au lăsat mai prejos, au interpretat toate colindele de Crăciun, au recitat și au urat, iar la final au cules aplauzele. Finalul a aparținut celor mai mari elevi ai școlii, care au susținut un program deosebit de colinde. Colinde, colinde, e vremea colindelor, că-și viața se tinde asemenea vinților. Și pentru că suntem în perioada în care toți copiii primesc cadouri, nici la Putineiu nu a fost altfel. Toți elevii școlii au primit pachete cu dulciuri. Atât primarul Gheorghe Breazu, cât și oaspetele de onoare Nicolae Florian s-au arătat încântați de serbarea oferită de copii și de urările acestora în prag de sărbători. La mulți ani, sănătate și tot ce își dorește, mai bine sănătate. În primul rând, sunt onorat de invitația primarului comunei Putineiu de a participa la serbarea școlii generale din această localitate. Am fost plăcut surprins de toată pregătirea cadrelor didactice cu elevii școlii generale. Le mulțumesc că mi-au dat posibilitatea să cunosc elevii de la Putineiu. Lor le urez succes, a fost o serbare extraordinar de frumoasă și să le spun că sunt alături de domniile lor, sunt alături de statul giurgiuvean și sunt alături de toți giurgiuvenii.